Lăudați să fie Domnul. Iubiți frați și surori, m-am gândit de mai multă vreme la ceea ce vreau să spun în seara aceasta. Există foarte multe locuri în Scriptură în care suntem îndemnați să ne rugăm pentru toți oamenii. Să ne rugăm pentru căpetenii, pentru orânduiri, să ne rugăm pentru țări, să ne rugăm pentru dregătorii unei țări, pentru ca să putem să ne închinăm în pace, în liniște. Și cred că datorită împrejurărilor, știți că urmează un vot crucial în această țară, în seara aceasta, Domnul mi-a pus pe inimă să ne rugăm pentru America, pentru Statele Unite ale Americii. Statele Unite ale Americii sunt țara noastră pentru unii de zeci de ani, de mult timp. Bineînțeles, nu suntem aici să nu vedem ce se întâmplă în această țară, ce încearcă să facă forțele întunericului. Nu suntem aici să ținem gura închisă și să nu vorbim despre ceea ce această țară n-ar trebui niciodată să fie și să facă, dar trebuie să recunoaștem că majoritatea dintre noi am venit dintr-o țară opresivă, din sistemul comunist alții din ceea ce a rămas pentru o vreme din sistemul comunist, dintr-o țară unde oportunitățile au fost atâtea câte au fost și de cele mai multe ori nu, țara aceasta și-a deschis brațele, ne-a primit, ne-am bucurat de libertate, ne-am bucurat de prosperitate. Și pentru că este într-un moment de cumpănă, într-un moment atât de hotărător, pentru că libertatea este pusă în cumpănă aceasta și pentru că forțele întunericului s-au mobilizat și doresc să o lovească la rădăcina acestei țări, forțele globaliste de asemenea, în afară de faptul că ne vom duce și vom vota, mai mult decât atât este important să ne rugăm pentru această țară. Nu numai la biserică, nu numai în această seară, ci de câte ori vorbim cu Dumnezeu. Țările pe care ar trebui să nu le uităm niciodată, care ar trebui să fie întotdeauna pe lista noastră de rugăciune, sunt America, Israelul, România și, de ce nu, Țările despre care auzim la știri că sunt în războaie, că sunt în probleme. Statele Unite reprezintă o imposibilitate a istoriei. Există pe un continent care a rămas ascuns de civilizație. O perioadă foarte îndelungată, doar pe ultima sută de metri a istoriei, a fost descoperit. Un continent pe care a locuit o populație băștinașă ostilă, agresivă, necivilizată, crudă și ocultă. Știu că se încearcă glorificarea celor care au locuit în această țară până când a început colonizarea europeană. Sunt suflete de oameni. Putem vorbi despre foarte multe părți ale Pământului, unde popoarele au fost păgâne în întuneric al ocultismului, din calea afară de adânc. Dar acum vorbim de America. Pe teritoriul Americii de Nord nu s-au stabilit imperii regate, a fost doar triburi care au Dus până acolo cruzimea, cât și în America de Nord, America de Sud, au folosit uciderea ca un sport și, în anumite cazuri, chiar canibalizare. Primul val de emigranți care au venit pe pământul acesta în căutare de libertate, au fost chiar opresații religioși ai Europei, au fost în mare pericol. Încetul cu încetul au format o națiune compusă din petice. A avut loc un război de independență de-a dreptul providențial. Împotriva tuturor așteptărilor, America și-a domândit independența învingând cea mai puternică națiune, cu cea mai puternică flotă, cu cea mai puternică armată. Este vorba de... Marea Britanie, Imperiul Britanic. Imperiul Britanic care a avut o asemenea forță încât l-a biruit până și pe marele Napoleon în cele din urmă. Toate acestea, Dumnezeu a salvat Revolta, Revoluția Americană și a permis ca America să-și dobândească independența au creat o constituție unică. Nu există niciun document uman perfect. Singurul document la îndemâna noastră care nu are greșeală, este inerant, este perfect, este cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Îi mulțumim Domnului că l-avem. Dar dintre toate constituțiile țărilor, Constituția Americii este cea mai aproape de adevăr. Și atât de aproape de perfecțiune cât poate fi ceva uman. Dumneavoastră știți că expansiunea Americii către vest s-a făcut cu foarte multe eforturi, multe pericole, multe pierderi de vieți omenești și totuși un spirit uluitor a cuprins această națiune și a dus la extinderea ei, bucată de pământ cu bucată de pământ, până când au ajuns în partea cealaltă a continentului și au dat de Oceanul Pacific. A avut loc un război civil pentru sufletul acestei națiuni. Lupta împotriva sclaviei, care a fost o adevărată plagă, nu numai în America. Pentru cei care cred că sclavia a fost o chestiune de rasă, nu uitați că cele mai adânci dimensiuni ale sclaviei au fost în chiar Africa și pe tot pământul, acolo unde unii oameni au reușit să-i robească pe alții. Lupta pentru eliberarea din sclavie a curățit sufletul Americii. Dezvoltarea meteorică, saltul demografic, acumularea de noi cetățeni pe parcursul unui timp extrem de scurt. Spuneam la început, este o imposibilitate și totuși este o realitate pentru America. Într-o perioadă scurtă, America a devenit cea mai mare forță economică, cea mai mare forță culturală, cea mai mare forță militară, nu numai din lume, ci din istoria omenirii. Aici trebuie să menționăm că cele mai profunde treziri spirituale au avut loc inclusiv renașterea penticostală, pentru că noi nu credem că avem vechime de 100 de ani, ci credem că ne-am născut la cinzecime în odaia de sus. Dar renașterea penticostală a avut loc în această țară. Cu toate păcatele ei, America este la ora actuală cea mai creștină țară din lume. E adevărat, când am ajuns în America în anii 80, încă aproape jumătate din populația Americii mergea la biserică în fiecare duminică. Astăzi, putem în jur de 30%. Însă dacă o comparăm cu Europa, 7-8%, trebuie să recunoaștem că cele mai multe resurse pentru lucrarea de evangelizare cele mai multe resurse pentru misiuni și proiecte caritabile pleacă din America. Sunt extraordinar de mândru în sensul bun al cuvântului de comunitatea romano-americană. Sunt incalculabile sumele pe care această comunitate le-a trimis spre proiecte misionare de evangelizare, proiecte caritabile în România și în ultimii ani în alte țări. Se pare că acest spirit evanghelistic și misionar american este contagios. Este un lucru bun. Dincolo de interpretările pe care unii le dau, Trebuie să recunoaștem că Statele Unite reprezintă gardianul libertății și prosperității în lume. Dar cel mai înalt proiect al Statelor Unite, care face din Statele Unite țara lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu, este un proiect imposibil fără Statele Unite. Renașterea statului Israel și menținerea statului Israel pe harta lumii. Este proiectul lui Dumnezeu realizat prin Statele Unite. Fără Statele Unite nu era posibil acest proiect. Când vorbim de domnii și stăpâniri, ne referim nu numai la cele pământești, ci la, și la cele spirituale. Dați-mi voie să trec puțin la un aparent alt subiect, dar care se leagă de primul. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în Efesen despre domniile și stăpânirile din locurile cerești. În capitolul 1, Domnul Iisus Hristos este înviat din morți și poziția lui de autoritate este deasupra acestor căpetenii și domnii ale răutății. În capitolul 2, noi suntem în viață din punct de vedere spiritual, pentru că înainte de învierea fizică, la întâia înviere, noi suntem înviați spiritual. În Hristos Iisus suntem și noi deasupra acestor domni și stăpâniri din locurile cerești. În capitolul 3 ni se spune că Dumnezeu prin biserică își dovedește înțelepciunea în fața tuturor acestor domnii și stăpâniri. În capitolul 6 ni se spune că nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Ori de câte ori în viața aceasta pe pământ ne întâlnim cu un obstacol, cu un pericol, cu o problemă, ca și copiii lui Dumnezeu, realizăm că omul care este gata să ne împiedice, omul care este gata să ne facă rău, omul care este gata să ne amenințe, nu este carnea și sângele. El este doar o marionetă manevrată și manipulată din locurile cerești, în lumea spirituală. Conflictul nostru este de ordin spiritual. Și dacă așa stau lucrurile, trebuie să existe o conexie între aceste domnii, aceste domenii spirituale, și cele din lumea pe care noi o percepem ca reală pentru că o vedem. Dar tot atât de reală este lumea spirituală. Cineva m-a întrebat la o conferință, probabil știind că vin din America, și curios, unde este America în profeții? Cum este posibil ca Biblia să fi pierdut din vedere cea mai mare putere mondială în toate pasajele escatologice legate de vremea sfârșitului. Este posibil să vorbești despre escatologie, despre vremea din urmă fără să vorbești despre cea mai proeminentă națiune, nu numai din vremea din urmă, ci din toată istoria. Vedeți marile imperii care produc consecințe în lume care își pun amprenta pe spiritul lumii. Sunt menționate. Vă aduc aminte de chipul pe care îl vede Nebucadnețar în vis și pe care îl tălmăcește Daniel. Marele Imperiu Babilonian face parte din chipul acesta. Este capul de aur și împăratul Nebucadnețar. Pieptul și brațele de argint reprezintă Medopersia, Imperiul Medopersan, care cucerește Babilonul, dar Babilonul nu dispare. Tot ceea ce este Babilonul rămâne parte din chipul acesta care se formează. Trece împărăția Medopersană și pântecele și coapsele de arama reprezintă împărăția grecilor. Nu dispare Medopersia, nu dispare nici Grecia, ci sunt adăugate și rămase în chipul acesta pe care îl vede Nebucadneța. De la coapse în jos sunt fluierele picioarelor. Fluierele picioarelor, așa cum sunt descrise în Daniel, reprezintă piciorul de la coapsă până jos la laba piciorului. În limba engleză e puțin mai Ușor, pentru că avem legs și avem fit. În limba română sună puțin grotesc. Picior înseamnă tot piciorul, dar dacă vrem în mod specific să vorbim despre uh, fit, vorbim de laba piciorului, Asta exprimat. Eu am să spun fluierile picioarelor cele două din fier, care reprezintă Imperiul Roman. Și apoi spune Daniel în tălmăcirea lui că picioarele sau laba piciorului este o combinație de fier rămas din Imperiul Roman și lut. Este atât de ușor de interpretat pentru că Daniel specifică. Lutul cu fierul nu s-au putut uni, măcar că regatele acestui imperiu de după Imperiul Roman sunt unite prin legături de rudenie. Singura, singurul loc în istorie. Când ai mai multe regate și toți regii sunt înrudiți între ei, este în Europa, casele regale europene. Și cu toate că sunt înrudiți între ei, cu toate că au relații de rudenii, niciodată nu s-au putut uni, de acolo au izvorât două războaie mondiale. Și în Europa a fost tot timpul război între aceste case regale înrudite. De extraordinar uh, prezentată profeția lui Daniel, ca să înțelegem despre cine și despre ce este vorba. Am numărat până acum cinci imperii capul Babilonul, pieptul și brațele Medopersia, pântecele și coapsele Grecia, fluierele picioarelor Roma, picioarele reprezintă Europa și avem cinci. Ei, al șaselea este Imperiul lui Anticrist. De fapt, chipul acesta din creștet până în tălpi, acumulat în istorie, este Anticrist. Care este al șaselea Imperiu un imperiu global. Și apoi Daniel vede al șaptele imperiu, împărăția de o mie de ani, împărăția milenară, o piatră care se desprinde din vârful muntelui, este mică, se rostogolește, devine din ce în ce mai mare, izbește chipul acesta, îl pulverizează cu toate componentele lui și se instaurează peste tot pământul, acest munte imens care reprezintă împărăția milenară, a Domnului Isus Hristos. Acestea sunt cele șapte imperii. Acum, ca forță economică și forță militară, nu vorbim de al șaptelea și nu vorbim de al șaselea, nici un imperiu din trecut nu s-a ridicat la nivelul, la puterea, la relevanța Americii și mai ales nu a fost parte din istoria escatologică, vremea din urmă. Cine și unde este America în profeții? Înainte de a spune lucrul acesta, aș vrea să ne uităm puțin la ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Daniel, în capitolul 10, de la versetul 12. Când Daniel vede o vedenie extraordinară, puterile l-au lăsat, culoarea i s-a schimbat, fața i s-a sluțit, a pierdut orice vlagă. Și când vine Arhanghelul Gavril și îi spune așa, citez la versetul 11, dacă se poate. Daniel e om preiubit și scump, fi culoarea minte la cuvintele pe care ți le voi spune acum și stai în picioare în locul unde ești, căci acum sunt trimis la tine. După ce mi-a vorbit astfel, am stat în picioare tremurând. El mi-a zis, Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi, când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Este vorba de Arhanghelul Gavril, versetul 13. Dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Daniel a așteptat răspuns din partea lui Dumnezeu la rugăciunea lui 21 de zile și n-a primit răspuns. După 21 de zile vine Gavril și spune căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile și iată că Mihail una din capeteniile cele mai de seamă mi-a venit în ajutor, și am ieșit biruitor acolo, lângă împărații Persiei. Cum? Noi știm, Biblia consemnează, că cei mai importanți arhangeli și mai puternici arhangeli sunt Mihail, Gavril și a fost Lucifer, când era arhanghelul închinării, dar el e îngerul căzut, el e diavolul. Este imposibil pentru un om să stea împotriva unui înger și mai ales a unui arangel cu o putere deosebită. Căpetenia Persiei putea să fie Nebucadnețar, putea să fie Darius, putea să fie orice împărat din lumea asta. Niciodată nu ar fi putut sta împotriva unui înger. Vă aduc aminte că atunci când a trimis Dumnezeu îngeri împotriva oamenilor, au căzut jos morți. Cu zecile de mii au fost masacrate armate întregi, doar pentru că un înger a fost trimis de Dumnezeu să lupte împotriva oamenilor. Este imposibil pentru un om să facă față unei căpetenii de îngeri, trimis de Dumnezeu cu un scop special. Și totuși, împărăția Persiei și căpetenia aceasta îi se împotrivește, îl blochează 21 de zile, n-are cum să treacă de el, decât atunci când vine Arhanghelul Mihail să-i creeze un culoar pentru că această pătură groasă, demonică, care învăluie pământul, Încearcă să blocheze accesul oamenilor spre Dumnezeu și chiar să oprească mesajele lui Dumnezeu prin îngeri pentru oameni. Ăsta este rostul ei. Am dovezi să cred că îngerii căzuți, despre care Biblia spune că sunt în lanțuri, cărora Hristos s-a dus să le spună că a biruit și că e stăpân în cer, pe pământ, și sub pământ sunt îngerii pe care Dumnezeu i-a pus să protejeze pământul, ca să nu se instaureze această pătură groasă. După căderea lui Lucifer, este cea mai gravă cădere în lumea îngerilor. Acești îngeri puternici, care spune Biblia, și-au părăsit vrednicia și postul pe care Dumnezeu le-a încredințat. Este clar că în locurile cerești, un demon, un duh extrem de puternic al împărăției lui Satan, care controla împărăția Persiei, i-a stat împotriva lui Gavril. Și singurul care a putut să-l dea la o parte, să dea la o parte aceste duhuri demonice, l-a ajutat să iasă biruitor pe Gavril a fost Arhanghelul Mihail. Acum, dacă există proiecte în împărăția Întunericului de a domina o împărăție, de a folosi o împărăție pentru scopurile ei, eu cred că și Dumnezeu poate să desemneze un înger foarte puternic care să controleze anumite împărății din lumea aceasta și să le conducă în a face binele. Multe dintre războaiele care au avut loc în istorie n-au fost războaie pentru teritorii, pentru avantaje. Nu, multe au fost pentru bine și rău, între bine și rău. Și dacă a existat vreodată vreo confruntare, vreun război, al binelui și al răului, este războiul pentru națiunea Israel. Arhanghelul Mihail, după ce în Daniel 10 cu 13 ni se spune că i-a venit în ajutor lui Gavril și a ieșit biruitor acolo lângă împărații Persiei, demonul care controla căpetenia și demonii care controlau această împărăție ca să stea împotriva planului lui Dumnezeu. În Daniel 10 cu 21. De fapt, de la versetul 20 spune. El mi-a zis, știi pentru ce am venit la tine? Acum mă întorc să mă lupt împotriva căpeteniei Persiei și când voi pleca, iată că va veni căpetenia Greciei. Un alt demon, un alt proiect al împărăției întunericului, ca să lupte împotriva planurilor lui Dumnezeu și să dezvolte chipul lui Anticrist în lume, care e proiectul lui Satana, proiectul personal al diavolului. Și acum versetul 21. Dar vreau să-ți fac cunoscut ce este scris în cartea adevărului. Nimeni nu mă ajută împotriva acestora sau nimeni nu e capabil să mă ajute. Nimeni nu mă poate ajuta să ies biruitor afară de voievodul vostru, Mihail. De ce este numit voievodul vostru? În Daniel, capitolul 12, cu versetul 1, spune: În vremea aceea, este vorba de vremea sfârșitului. Se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău proiectul lui Mihail în lume este să ocrotească poporul Israel. Ăsta este proiectul lui, după voia lui Dumnezeu. Căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta, vremea sfârșitului. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, e vorba de Israel, rămășița lui Israel, oricine va fi găsit în carte. Dragii mei, Arhanghelul Mihail este cea mai mare forță pe care Dumnezeu o are la dispoziție, nu numai în lupta împotriva căpeteniei Persiei, a împăraților Persiei, ci împotriva diavolului. Ascultați ce spune în Iuda, capitolul 1, versetul 9. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el, pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis, Domnul să te mustre, pentru că nu-i venise încă vremea diavolului. Arhanghelul Mihail este așa de puternic, încât când diavolul a vrut să răpească corpul neînsuflețit al lui Moise, să facă din el o pricină de idolatrie și de ocultism, să introducă cultul morților, în poporul Israel, prin Moise, prin trupul neînsuflețit al lui Moise, arhanghelul Mihail a păzit trupul lui Moise, așa ca diavolul să nu poată pune mâna pe el. Și în cununarea activității acestui mare înger, în Apocalipsa 12 cu 7, după răpirea Bisericii, când diavolul nu mai are ce căuta în cer, că nu mai are pe cine pădă, că Biserica este răpită, Spune de la versetul 7: Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Și balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei. Dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Pentru că America reprezintă viața statului Israel. Viața statului Israel are două dimensiuni. Dimensiunea frunze și dimensiunea roade. Ca frunze au stat. Ca roade încă n-au ajuns acolo. Au fost lepădați din cauza că n-a găsit Hristos roade când a venit. Și Biblia spune că a ales un alt norod care să aducă roadele cuvenite. Asta este biserica, dar Israelul n-a fost lepădat pentru totdeauna. Când va fi mântuită rămășița, vor deveni nu numai de drept, ci și de fapt, frații noștri, vor intra în mântuire și vor aduce roadele cuvenite. Până atunci Dumnezeu are grijă de Israel ca stat, ca frunze. Că Pavel spune în romani, ca înviați din morți au ajuns din nou pe harta lumii. Stau și mă gândesc la oamenii care bun de Răspund că Dumnezeu a lepădat Israelul pentru totdeauna, cad în păcatul Bisericii Catolice, doctrina substituirii. Israelul este scos afară din istorie de Dumnezeu pentru totdeauna și Biserica ia locul. Nu, Biserica e pe locul ei. Israelul e pe locul lui. Israelul n-a fost niciodată lepădat permanent, ci doar pentru o vreme. Și în vremea asta, milenară, Dumnezeu a avut grijă de Israel prin Arhanghelul Mihail la nivelul la care toate cele 12 seminții ale lui Israel să fie reprezentate între cei 144 în forma lor genetică pură, nealterată. Pentru că în timpul domniei de 1000 de ani, ei reprezintă baza genetică pentru înmulțirea poporului Israel. Dragii mei, Păgăduințele lui Avram nu s-au împlinit niciodată până la domnia de o mie de ani. Israelul n-a ajuns niciodată un popor ca nisipul de pe malul mării sau ca stelele de pe cer. Israelul n-a fost niciodată cel mai înalt munte și centrul închinării întregului pământ. Toate aceste promisiuni făcute de Dumnezeu lui Avram, părintele națiunii Israel, poisat și Iacov și Patriarhii, se vor împlini în domnia de o mie de ani. Și în domnia de o mie de ani, Israelul nu va fi contaminat genetic. Dumnezeu și-a păstrat segmente pure, exact ca sfinții pe care i-a păstrat în timpul lui Ilie. Încredea el că este singur. Și Dumnezeu avea șapte mii de bărbați care nu-și plecaseră genunchiul în fața lui Baal și a Startei. Aș vrea să vă spun că în lumea în care noi trăim există 144 de mii veniți din familii care și-au păstrat peste milenii puritatea genetică, pentru că Dumnezeu ține cont de lucrul acesta atunci când este vorba de semințiile lui Israel. Și acum, Israelul, care a apărut pe harta lumii ca un miracol, un miracol este America, este o imposibilitate istorică. Patriotismul american, unitatea americană atunci când este vorba să apere libertatea de-a lungul istoriei, este de neegalat în istorie. Popoare omogene n-au reușit ce a reușit America cred că este proiectul lui Dumnezeu și că Arhanghelul Mihail, în opoziție față de demonii care lucrează prin celelalte împărății, Arhanghelul Mihail prin America a ridicat Israelul, l-a făcut din nou stat și l-a păstrat. Pentru că, și asta este un lucru care ne sperie un pic. În 2 Tesaloniceni, capitolul 2, de la versetul 10. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. 2 în 2 cu 10. Mergi câteva versete mai înainte. Încearcă de la 8. 7. Ok. Că taina fără de lege a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Cineva oprește taina fără de lege. Care este taina fără de lege? Apariția lui Anticrist. Citiți în 1 Ioan, Duhul lui Anticrist deja lucrează în fiii ascultării. Încă de pe vremea aia și-a început diavolul proiectul guvernului global și a instaurării lui Anticrist. Și atunci se va arăta cel nelegiuit pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. Și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Acum, cel ce va fi dat la o parte nu este Duhul Sfânt. Nimeni nu poate da la o parte Duhul Sfânt, Duhul Sfânt e Dumnezeu. Dumnezeu nu se dă niciodată la o parte din calea la nimic. Este vorba de Arhanghelul Mihail. Pentru ca să se poată instaura Anticrist și să înceapă prigoana bisericii, pădarea de credință și necazul lui Iacov, ca să rămână doar rămășițele despre care vă vorbeam nu de mult. Rămășița neamurilor, rămășița bisericii și rămășița lui Israel. O forță puternică trebuie dată din calea lui Anticrist. Din punct de vedere duhovnicesc, această forță este Arhanghelul Mihail. Din punct de vedere pământesc, această forță este America. Câtă vreme America e în picioare, nu există nicio forță globalistă, nu există nicio forță militară, nu există nicio putere în lumea asta să poată să dea peste America. Este foarte posibil să asistăm la ultimele zvâgniri de libertate, de prosperitate, de binecuvântare pentru țara aceasta. Trebuie să ne rugăm pentru America, fiindcă sper din toată inima și cred că Dumnezeu mai poate îngădui câțiva ani și scurți de liniște și de pace. Dar nu pentru ca să devenim și mai prosperi. Știți de ce? Pentru ca să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Ca să putem rezista în vremurile care vor veni. Avem o vreme când putem să strângem un delem. Frați și surori, știți cât de aproape a fost țara aceasta de un război civil? Un deget. Degetul mic. Atât a fost de aproape. Nici nu vreau să-mi închipui ce s-ar fi întâmplat. Dacă omul acesta n-ar fi întors capul un pic, un pic. Însă privind dincolo de acțiunile fizice, cred din toată inima că acolo a fost și mâna diavolului. Ca să grăbească distrugerea acestui obstacol care îi stă în cale și nu poate trece de el. Dar a fost și mâna lui Dumnezeu care i-a dat viață și cred că a mai îngăduit câțiva ani de liniște pentru noi. N-am cum să știu viitorul, n-am cum să știu ce se va întâmpla nici măcar mâine, dar în, minte, în noiembrie la alegeri. Însă ceea ce știu sigur este că noi care suntem copiii lui Dumnezeu înțelegem semnele vremurilor și avem datoria să ne rugăm. Dacă în planul lui Dumnezeu este ca America să fie dată la o parte, va fi dată la o parte? Că vrem, că nu vrem? Nu din afară, că n-are cum, din interior. Și cei care ați văzut zilele trecute, convenția celor din stânga, știți că Biblia dă dreptate la conservatori, spune că inima înțeleptului e la dreapta și inima nebunului e la stânga. Și că spune asta în proverbe? N-ați temă de casă, căutați să vedeți. N-ai cum să nu îți dai seama că la ora actuală, America este într-o cumpănă și că forțele întunericului se luptă pe viață și pe moarte să distrugă tot ce mai e sfânt și tot ce mai e curat în țara asta. Ura împotriva Bisericii, să știți că nu începe din China. Ura împotriva Bisericii începe din America. Aici sunt cei mai mari dușmani pe care noi îi avem. Și eu mă rog lui Dumnezeu să ne dea câțiva ani și să vă spun de ce, frați și surori. Și va trebui să intrăm într-un program de creștere spirituală, de purificare spirituală noi și familiile noastre, pentru că vom mai avea posibil câțiva scurți anișori de liniște și de pace ca să ne pregătim dacă trebuie să murim pentru Hristos. Și nimeni nu o să poată muri pentru Hristos dacă acum nu e în stare să trăiască pentru Hristos. Și nimeni nu poate să trăiască pentru Hristos astăzi dacă nu trăiește ca și când ar fi gata să-și dea viața pentru Hristos. E un cerc perpetu, continuu. Trăiești pentru Hristos, gata să mori pentru Hristos. Avem câțiva ani când trebuie să devenim serioși. Am spus toate aceste lucruri pentru că le cred, pentru că le-am studiat. Sunt și alte motive și alte pasaje profetice care îmi dau de înțeles rolul profetic al Americii în vremea sfârșitului și știu sigur, 100%, că lucrurile se vor strica pentru că e biblic că lui Anticrist se va instaura pe tot pământul pentru că este biblic. Că se va întâmpla în timpul generației noastre pentru că în 2028 avem 80 de ani de la reînființarea lui Israel, Matei 24, nu va trece generația aceasta până se vor întâmpla toate aceste lucruri și va veni sfârșitul. Și când oamenii au 80 de ani, încep să se stingă. Este o chestiune de Câțiva ani scurți, Până când vor începe toate aceste lucruri. Să se întâmple? Este foarte posibil să alegem ultimul președinte al Americii în noiembrie. Repet, tare aș vrea să mă înșel, să mai dureze toate lucrurile sută de ani, să trăim noi liniștiți. Să plecăm la Domnul când nu mai avem cotro, și de la bine la mai bine. Dar mi-ar place. Mi-ar place să n-am dreptate. Dar mă tem și cred că am. Și pentru că toate aceste lucruri au să se strice. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? Așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, știu că e puțin târziu, nu mai au decât câteva minute să vă spun un lucru. Am stat de vorbă cu mai mulți frați slujitori în lunile trecute, în România, care se plângeau că se investește foarte mult, se fac evanghelizări mai multe ca oricând. Biserici din America, biserici din România, la cort, pe stradă, în spații publice, în piețe. Și nu se mai pocăiesc oamenii cum se pocăiau. Am spus, care, ce se întâmplă? Am spus, în primul rând, evanghelizările trebuie să continue. Și dacă s-ar cheltui de trei ori mai mult și să nu se pocăiască decât un singur suflet, se merită că un suflet valorează mai mult decât tot universul. Dar le-am spus părerea mea și cred că am dreptate. Băi, ați dat de pământ tare. După Revoluție, ne-am dus cu lopețile și cu lopeți de plastic și tot un umpleai găleata, că era pământul moale. Acum s-a consumat pământul moale și am dat de stâncă. Și e greu, trebuie cu târnăcopul și cu picamărul. Multă muncă pentru mult mai puțin succes. Asta îmi dovedește că am dat de capătul drumului. Și așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, înseamnă, în primul rând, noi să fim pregătiți ca să facem parte din numărul de plin al neamurilor și pe alții să-i smulgem, dacă se poate, din foc, să facem tot ce este posibil pentru mântuirea la fiecare suflet. Vine sărbătoarea. Nașterii Domnului și vom avea o seară specială cu formațiile bisericii care se pregătesc, nu ca să dea concurs, că nu le dăm premii, nu le dăm nimic. Le dă Dumnezeu har și binecuvântare. Aș vrea să văd, pentru că vine Domnul, pentru că trebuie să luptăm pentru împlinirea numărului de plin. Frate păstorari, facem niște invitații frumoase să le dăm. să le aducă pe oameni de Crăciun la biserică. Într-un an am dat câteva sute. Nu știu dacă au venit sute. Ia să vedem. Ia să vedem. Mai poți să insiști la cei trași din familie nemântuiți, la cunoscuți, la prieteni. adu ei aici la biserică. Fi lumină, fă ceva pentru Dumnezeu. Ca să așteptăm și să grăbim venirea zilei lui Dumnezeu. Cineva va spune, ce mare scofală, trei suflete. Ei, trei suflete aici, trei suflete dincolo, trei dincolo, și în altă parte și tot așa, așa se împlinește numărul de plin al neamurilor, că au început cu 120. Și nici 3.000 n-au fost prea mulți și nici 5.000 n-au fost destui. Dar de-a lungul anilor, adevărații pocăiți și-au păstrat haina curată și-au luptat să-i aducă pe alții la credință fraților. 3, 4, 5 ani câți or fi. Ia haideți să ne punem noi pe drept. Ia haideți să ne schimbăm noi atitudinea. Ia haideți să ne verificăm starea spirituală. Că lucrurile pe care le spun sunt și serioase, și grave, și reale, le veți vedea cu ochii voștri. Și le vedem, dar prea ne-am obișnuit cu ele și le considerăm normale. Te ridicăm în picioare. Și ne rugăm, ne-am rugat de multe ori pentru multe lucruri. În seara asta vă rog frumos să ne rugăm pentru America. Mie îmi sângerează inima pentru țara asta. Eu iubesc din toată inima țara asta. Iubesc țara aceasta pentru că o iubește Dumnezeu. Binecuvântarea și succesul Americii este de ordin providențial, este de ordin divin să ne rugăm ce e pe moarte, Dumnezeu să întărească, să nu lase să se stingă. Cei care sunt în flăcări pentru Isus Dumnezeu să-i păstreze și să-i binecuvinteze. Dar ne rugăm pentru o trezire autentică spirituală. O trezire care schimbă viețile oamenilor, nu mai creează atmosferă și spectacol. Ne rugăm pentru țara aceasta și ne rugăm pentru alegerile din noiembrie. Ca Dumnezeu să-și împlinească voia, să nu poată nimeni să fure și oricât ar încerca să fure, Dumnezeu să zădărnicească planurile întunericului. Ne rugăm cu toată biserica.